De la ce vârstă ar trebui să începem să ne facem griji cu privire la apariția ridurilor și ce măsuri ar trebui să luăm? Noi, femeile, ne punem adesea aceste întrebări la care încercăm să răspundem astăzi cu ajutorul specialiștilor. Aceștia ne spun când să folosim produsele anti-îmbătrânire, ce ingrediente sunt mai eficiente și ce soluții inovatoare au apărut în ultimii ani în domeniu. Studiile arată că începând cu vârsta de 28 de ani, colagenul și elastina încep să se degradeze. Apar treptat liniile fine, pielea devine ternă, iar reînnoirea celulară se produce mai lent. Este momentul în care ar trebui să apelăm la mici ajutoare pentru a încetini procesul de îmbătrânire, iar femeile știu asta. Produsele anti-aging se pot folosi după 20 de ani, în general, noi așa le recomandăm, dar ele sunt folosite de obicei după 30 de ani, atunci când femeile alocă mai mult timp îngrijirii pielii. E o preocupare care apare de obicei după 30 de ani, dar ele, având un grad mare de naturalitate, pot fi folosite practic la orice vârstă. La 40 de ani, din cauza procesului fiziologic de îmbătrânire și a expunerii la soare, dermul se subțiază și mai mult. Apar ridurile și petere pigmentare. Pentru a preveni și a corecta aceste semne, cercetătorii au dezvoltat formule bogate în ingrediente active ce regenerează țesutul cutanat. Unul din cele mai populare ingrediente anti-aging este vitamina C. Este un antioxidant extrem de puternic. E folosit de multă vreme. În schimb, el este instabil la lumină, la căldură, în apă. Și de aceea, asociat cu alte ingrediente active, poate fi folosit cu succes în industria de beauty. Pe de altă parte, noi am găsit o vitamină C care vine din prunele de cacadu. Este un fruct verde din Australia, care este de 100 de ori mai puternic decât vitamina C din portocală. Un alt ingredient foarte folosit în cosmetice este acidul hialuronic, care este de mai multe feluri, cu masă moleculară mare, mică, medie. Cel cu masă moleculară mare rămâne mai la suprafața pielii, la nivelul epidermului, și este folosit atunci când vrem să îndepărtăm ridurile fine de suprafață. Iar acidul hialuronic cu masă moleculară mică pătrunde mai în profunzime și este pentru ridurile mai profunde. Acidul hialuronic este ca un burete molecular pentru apă, își crește volumul de 1000 de ori și redă volumul și fermitatea feței. În același timp este un stimulator al secreției de elastină și colagen. Pe lângă ingredientele clasice, există însă și o serie de elemente inovatoare care protejează, îmbunătățesc aspectul pielii și previn apariția ridurilor. Unul din cele mai interesante inovații astăzi este gran activ retinoid. Este o formă superioară de retinol care are eficiența retinolului, dar fără reacțiile lui adverse, adică fără iritații. De ce? Pentru că este un ester al retinolului care nu mai are nevoie să treacă prin tot lanțul de metabolizare ca să ajungă la acidul retinoic, forma lui activ. Și în acest fel, gran activ retinoid se leagă direct de receptorii de acid retinoic, fără a avea efectele secundare, fără a produce iritații. O altă inovație interesantă este extractul de ciupercă shaga, care se consumă și în infuzie. Este foarte bogat în polifenoli, este un antioxidant foarte puternic. El crește rezistența microcirculației vasculare prin creșterea rezistenței proteinelor structurale de joncțiune și în acest fel ajută la dispariția cearcănelor. Un alt ingredient interesant este Swiss Pine extract, care conține pinosilvină. Este un ingredient puternic antiinflamator care inhibă mediatori a inflamației și se folosește în diminuarea petelor pigmentare și în ca efect anti-aging general. Lactobacillus ferment este un ingredient extrem de interesant pe care îl folosim astăzi în cosmetice. El protejează microbiomul pielii.
Microbiomul pielii este format dintr-o complexitate de germeni și bacterii bune și rele, se aprofite și patogene, care trebuie să existe în echilibru. Astăzi, dacă studiem microbiomul pielii, putem avea informații despre vârsta și despre sănătatea pielii. Un ingredient cheie este însă apa termală Herculane. Aceasta este recomandată de către medicii dermatologi, deoarece este bacteriologic pură, are o compoziție unică în lume și are un pH apropiat de cel natural al pielii. Apa termală Herculane este unică, este antiinflamatoare, anti-aging. De ce? Pentru că are o mineralitate unică, are o concentrație mare de calciu, magneziu, mangan, zinc, care conferă aceste proprietăți antiinflamatoare pe care noi le-am demonstrat cu studii clinice. Într-unul din studiile noastre, un studiu in vitro, am adăugat keratinocite, apă termală Herculane, în prezența radiației UV, comparativ cu apă demineralizată, keratinocite și radiație UV, și s-a constatat că acolo unde am avut apă termală Herculane, gradul de apoptoză, deci de moarte celulară, a fost mult diminuat față de apă demineralizată. Studiile clinice demonstrează că apa termală Herculane protejează împotriva îmbătrânirii pielii cauzate de stresul oxidativ prin efectul antioxidant și reduce producția de radical liber cu până la 34%. Ivaterm este un brand românesc de cosmetice care combină apa termală Herculane cu ingrediente inovative pentru a oferi produse dedicate pielii sensibile.